Elevii care au împlinit 18 ani trebuie să verifice dacă mai sunt asigurați sau nu la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Unitățile școlare uită de multe ori să actualizeze informațiile din baza de date și tinerii se trezesc că nu mai sunt asigurați. Odată cu majoratul, elevii dispar automat din baza de date a sistemului de asigurări de sănătate. În mod normal, liceele ar trebui să trimită o situație cu elevii care au depășit vârsta de 18 ani și în acest fel datele să fie actualizate și la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. La fel și în cazul facultăților. Totuși, sunt și situații în care unitățile de învățământ nu fac acest lucru. Elevii peste 18 ani ar trebui declarați la inspectorat conform legii 95 din 2006. Este obligația fiecarei instituții să-i declare. Nu este normal să vină fiecare în parte. Și la facultate, tot așa ar trebui, dar uneori nu se urmează această procedură și elevii care au împlinit 18 ani vin personal. În județ sunt foarte multe școli care în continuare nu cunosc procedura și nu-i declară pe elevii majori. Iar o parte dintre ei vin personal la Casa de Sănătate. Se lasă o cerere și un număr de telefon și se eliberează o adeverință de asigurat până îi vine cardul de asigurare acasă au precizat reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea.